Cartea asta se vinde de câteva luni. Poliția nu s-a sesizat până acum. Iată, doi polițiști. Bună ziua. Vin chiar doi, un iau și o ia. Bună. Să ne auzim, să nu vorbim de la... Păi nu, că aveți treabă cu omul care vinde carte, eu doar v-am sesizat. Deci, cât e cunoașteți dumneavoastră și noi, nu are voie să facă propagandă, dar spre... Și cartea aia ce face? Da, mai sunt în librării cărți. Ce nimic e și... O mai fi cărți, dar nu mai în camp de Adolf Hitler. Mai sunt cărți, evident, în toate librăriile. Sunt. Dar numai în camp de Adolf Hitler. Ideile naziste sunt interzise prin lege de mulți ani. Să nu le faci propagandă, să nu afișezi semne naziste. Cartea asta e plină de idei antisemite care îndeamnă la lichidarea națiunii evreiești. Asta e o carte ilegală. Asta din cât este pus în toate librăriile? Asta nu este pus în toate librăriile, numai la nenea asta o găsești. Dacă apare în alte librării, o să sesizez din nou poliția. Da? Da. Ok, atunci. O să analizăm și vă rog. O să vedem despre ce. Vă rog. Antonescu. A rămas Antonescu, alt nazist, alt criminal de război. Este așa ce spui tu, dar... Dar nu le vinde, omule, ascunde-le. Rușinează-te cu astfel de cărți, dar nu le vinde, nu le expune. Natale promovez. Dacă nu ascunzi, mă duc să sesizez din nou poliția. Dacă nu ascunzi pe Antonescu, mă duc să sesizez din nou poliția. E treaba lui Natale, mă duc să mai zic o dată la poliție. Dacă nu Hitler, Antonescu. Vedeți că sub cartea lui Hitler era o carte de Antonescu, Ioan Antonescu, criminal de război. Și pe Google sunt o grămadă de cărți. Posibil, dar poate pe Google înțeles? Nu există legea din România care interzice propaganda. Care este legea din România care interzice? Nu, stați interzice un secund. Nu propaganda, vorbim despre expunerea la vânzare a unei cărți cu idei naziste. Nu e o carte istorică, e o carte de idei naziste. Și domnul Antonescu. Și Antonescu și domnul Antonescu trebuie interzis. Pentru că e criminal de război. Ioan Antonescu și cu Adolf Hitler sunt criminali de război. Așa. Ei au făcut o teorie nazistă care reduce dreptul de existență. Așa, și interzis de lege să distribuie astfel de materiale. Domnule dragă, eu nu cred asta. Oftim. Nu cred asta, pentru că ele sunt în librărie, am văzut. Puneți-o mai spre mine ca să, dacă vreți să mă filmați. Așa. Ele sunt în toate librăriile, din câte cunosc. Nu există cărți de Antonescu, de Adolf Hitler în librării civilizate. De asta le vinde el numai la gară.
Nu, mergeți și pe lângă gara și o să vedeți că sunt foarte multe librării care sunt au la expunerea și ceva. Bun, și... dacă rămâne cartea asta așa, în continuare până săptămâna viitoare, o să fac sesizare la Poliția Română, la Ministerul de Interne și la Guvern. Aveți tot dreptul să faceți sesizare. Deocamdată eu am sesizat poliția de la gară. Vă mai ajutăm cu... Nu, mulțumesc, eu am sesizat poliția de la gară și am dovadă că știți... M-ați filmat ca să mă vadă și am dovadă că știți despre asta. Am dovadă că știți despre asta, da. Am dovadă că știți despre cărțile astea. Sunt filmat, da? Da. Să vadă și că sunt aranjat. Nu, asta tot ar fi trebuit să filmați, că era o situație de conflict, da? Cum vreți? Ce cum conflict este? Ce conflict? Nu, asta credeți că Antonescu și cu Hitler au scris cărți bune? Ați spus că sunt cărți căutate pe Google. Sunt în librării. Dacă sunt puse în librării, înseamnă că sunt... Nu în librăriile românești, că România a participat la Holocaust și a distrus sute de mii de evrei. Nu pot să iau... În România și în Germania nu există astfel dacă de cărți. Dacă doriți altfel de informații, producătorul de cuvânt este îndreptățit să vă dea... Nu am nevoie, nu. Eu am sesizat poliția. La revedere. Mulțumim frumos! Să trăiți!